Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Atelier de Psihologie. Sunt Ica Secoșan, iar în această seară alături de noi se află domnul ministru Daniel Funeriu. Bună seara, domnule Funeriu! Bine ați venit la Atelier de Psihologie direct din Chișinău, la Timișoara, via Skype. Bine v-am găsit și să știți că sunt foarte fericit că în sfârșit cineva îmi spune Funeriu și nu Funeriu. Că asta e marea mea problemă. Evident, asta spun de acasă, știi? Adică la București toată lumea Funeriu în sus, Funeriu în jos și le spun, măi, oameni buni, e Funeriu. Așa că, da, bună ziua, mulțumesc pentru invitație și sper să avem o discuție cât mai interesantă pentru cei care ne urmăresc. Mulțumim, așa va fi. Am să repet de multe ori în această emisiune, dacă îmi permiteți să vă spun domnule Funeriu, poate cu această ocazie va rămâne. Daniel pentru prieteni, așa că Daniel e cel mai plăcut. Mulțumesc. Vă propun să începem discuția noastră cu un exercițiu, unul mic, nu de chimie, că nu m-aș descurca eu, ci mai degrabă de imaginație. Dacă ați fi elev în clasa 11-a, să spunem, la un liceu din Timișoara, ce ați înțelege din ceea ce s-a întâmplat până acum și cum vă pregătiți pentru, uite, exact o lună și începe școala? Ce aveți de făcut peste o lună? Elev fiind în clasa 11-a. Dacă aș fi elev în clasa 11-a acum, probabil aș profita de vacanță. Probabil aș citi. În clasa 11-a mi-amintesc că citeam Tom Jones de Fielding și începusem cu Quo Vadis de Sienkiewicz. Știți, a mai fost un moment, a mai existat o criză, poate de natură diferită, când eram în școală, a fost accidentul de la Cernobâl, dacă țineți minte. Atunci a fost iarăși un moment de criză, dar care n-a durat foarte mult și n-a durat foarte mult, mai ales pentru că atunci nu aveam informații, nu eram informați, nu aveam rețele sociale, nu exista această avalanșă informațională. Și spun adesea, cred că aș încerca să-mi cultiv discernământul. Toată viața mea am încercat să-mi dau seama care sunt, mai ales atunci când eram elev, am încercat, sigur, pe lângă preocupările de elev, să încerc să am note bune, să între 11-a deja eram îndrăgostit. N-o să vă spun de cine, că probabil cunoașteți persoana și nu vreau să-i creez disconfort. Așa. Deci, sigur, aveam toate preocupările tinerilor, nu aveam alte preocupări, care sunt firești, care sunt normale, dar am încercat întotdeauna un lucru și anume să-mi dau seama care sunt instrumentele, care sunt uneltele de care am nevoie în viitor. Astăzi, dacă aș avea ceva de spus tinerilor de clasa 11-a, este că, fără îndoială, instrumentul care le va fi cel mai util în viitor, unealta care le va fi cea mai utilă în viitor, este discernământ. Spre deosebire de noi, tinerii de astăzi au un acces la informații incredibil. Iar diferența nu se va face nu va fi o diferență între cei care au mai mult sau mai puțin acces la informație, ci între cei care au capacitatea de a discerne mai bine între diferitele informații. Și aici am să fac o paralelă cu ce se întâmpla când eram eu în clasa 11-a. Când eram în clasa 11-a, bun, acum, sigur, întrebarea e puțin. Ce dată suntem astăzi? Reamintiți-mi, vă rog. 12 august. 12 august. Extraordinar. Uite, nu mi-am dat seama. Exact pe 12 august 1988, deci când terminasem clasa 11-a, am fugit din România. Iată, mi-ați amintit. Acum nu planificasem chestia asta. Dar exact pe data de 12 august, la finalul clasei 1, fugeam din România pentru că m-am întrebat care este instrumentul care îmi va folosi cel mai mult în viață, iar răspunsul a fost clar, fugi copile din comunism. Deci, iată că întâmplarea face că ceea ce spun nu este doar o poveste, ci avem și un element concret de care să ne legăm. Revenind, cred că e foarte important ca tinerii de astăzi să se întrebe, domnule, ce o să-mi folosească mie în viitor? Și revin la această chestiune, discernământul. Când eram la liceu, am făcut colegiul Bănățean, chimie, biologie, am avut o fabuloasă profesoară de chimie, pe doamna Putnochi, pe care o salut dacă ne ascultă. Atunci, accesul la informație era foarte dificil. Apărusele două cărți de chimie, una era de chimie organică, autorul unei era March, autorul celălalt era Peter Follart.
pe care l-am și cunoscut mai târziu. Cred că eram singurul din Timișoara care reușise să pună mâna pe una dintre aceste cărți. Deci, iată, la vremea respectivă, accesul la informație era foarte dificil. Astăzi, accesul la informație este foarte facil. Discernământul este cel care va face diferența. Deci, dacă ar fi să le spun ceva tinerilor din ziua de astăzi, este cultivați-vă discernământul. Cultivați-vă capacitatea de a alege între adevăr și minciună. Capacitatea de a alege între valoare și non-valoare, capacitatea de a alege între util, inutil, capacitatea de a alege între esențial și periferic. Iar dacă avem această capacitate de alegere, ne va fi mult mai ușor și să ne alegem locul în care trăim și să ne alegem jobul pe care să-l facem, vom avea flexibilitatea mentală să ne schimbăm viața atunci când e cazul și vom avea un discernământ despre care foarte puțin și prea puțin se vorbește, din păcate. Vom avea discernământul să ne alegem persoana potrivită lângă care să ne ducem viața, soțul respectiv, soția. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, asta este un aspect în toată această fluiditate comportamentală a vremurilor noastre. Este un aspect despre care cred că se vorbește poate prea puțin, și anume cât de importantă este persoana lângă care îți, împreună cu care îți fondezi o familie. Pentru că modul în care relațiile se construiesc în ziua de astăzi este mult mai ușor, avem contacte mult mai multe, știm foarte bine foarte multe comportamente, suntem tineri, toată lumea vrea să profite de viață, foarte bine, nimic rău în asta, dar atenție, e important să te gândești, să ai discernământ în alegerea persoanei cu care vrei să-ți faci viața. În psihologie, dacă îmi permiteți, noi numim acest discernământ gândire critică, cu care nu ne naștem și care este o aptitudine care poate fi învățată și trebuie să fie învățată. Învățată și în școală, și o să ne povestiți mai mult dumneavoastră despre asta, pentru că știți mai multe despre asta, dar învățată și în viața de zi cu zi, nu doar în școală, ci în felul în care noi, ca indivizi, depunem efort în a învăța această gândire critică. Odată dobândită, mult mai ușor discernem apoi între o grămadă de elemente în viața noastră, în orice fel de domeniu. Doamna Secoșan, ați spus punctul pe I. Eu combat... În același timp, vedeți, trebuie să fim foarte atenți la nuanță. Am folosit discernământ și nu gândire critică dintr-un motiv foarte clar și foarte limpede. Eu cred că în mentalul colectiv s-a instaurat prea mult această idee că trebuie să dăm copiilor gândire critică. Eu mă opun puțin acestei idei și o să vă dau câteva argumente. În primul rând, înainte de a fi critică, gândirea trebuie să existe. Deci, haideți să îi dotăm pe copii înainte de toate cu o gândire, după care, evident, să le construim capacitatea de a, hai să nu spunem critica, pentru că gândirea critică nu este despre critică, dar capacitatea de a pune în balanță lucrurile. Și vedeți dumneavoastră, există între părinți, printre părinți, există această tendință să spună, vai, în școală copilașul meu tocește. Trebuie să învețe tabelul periodic, ce-i școala asta care îl pune să tocească? Îl pune să învețe pe de rost poezii, să tocească tabelul periodic, să tocească tabla mulțirii. Vai, ce nenorocire! În loc să clădească gândirea critică. Gândirea critică trebuie cultivată foarte atent odată ce avem gândirea. Iar copiii noștri, până la o anumită vârstă, eu cred și sunt adeptul unei școli destul de tradiționale, în care să dăm copiilor abilitățile de bază, după care, odată ce iau aceste abilități, să începem să le spunem și despre lucruri pe care ei pot să le pună în balanță și să vadă și nuanțe. Sigur că la început o să-i spui copilului că 1 plus 1 egal 2, dar după aia, dacă încep să calculezi în baza 2 sau nu știu ce altă bază, abia după aceea încep să-i spui, stai puțin că de fapt matematica are și alte nuanțe, la fel cu tabelul periodic. Nu poți să înveți chimie dacă nu tocești, dacă nu înveți pe de rost. Deci aș vrea să nu cădem în această falsă profeție a gândirii critice și să fim oameni cu picioarele pe pământ, să spunem foarte limpede că înainte de a fi critică, gândirea trebuie să existe. Pentru a avea o gândire, trebuie să ai în capul tău și nu doar pe Google informații. Și cred că trebuie să fim foarte atenți din punct de vedere educațional ce dăm copiilor, la ce vârstă. Cât timp sunt mici, învață-i regulile de bază, învață-i să scrie, să citească, să socotească, iar gradual, pe măsură ce cresc, pe măsură ce se dezvoltă, pe măsură ce capacitatea lor de a percepe lumea evoluează, sigur, în acel moment e oportun să le spunem și despre alternative și să le construim ceea ce se numește gândire
critică, dar încă o dată este esențială gândirea critică. Eu am spus discernământ și am spus discernământ tocmai pentru că nu intra în această cum să spun confuzie care e la modă acum. Și da, vârsta la care facem aceste lucruri este esențială. Da, și mi-a place foarte mult să continuăm în această direcție cu discuția, însă am așa de multe întrebări pentru dumneavoastră încât nu o să ajungem la ele. Timpul trece foarte repede. Exact așa este cum spuneați dumneavoastră, în psihologie se apreciază că gândirea are două etape. Prima etapă, cea a gândirii pure, în care doar înțelegem limbajul, înțelegem cuvintele, înțelegem ceea ce, de exemplu, cineva ne transmite. Și a doua etapă a gândirii critice este acea etapă în care analizăm mesajul, îl internalizăm, îl decodificăm, îl deșifrăm, îl evaluăm, îl nuanțăm, toată acea capacitate de analiză, sinteză, dar care partea bună este că se învață, ea este o aptitudine, nu ne naștem cu această a doua etapă și prin urmare putem învăța la orice vârstă, nu avem scuze, cu alte cuvinte. Dar vă propuneam să discutăm astăzi despre învățământul online. Și înainte să discutăm despre ceea ce urmează să se întâmple de acum mai departe, avem totuși în spatele nostru o experiență de câteva luni și niște examene naționale care s-au desfășurat online, clasa 8-a, bacalaureatul. Mă întreb oare cum evaluați dumneavoastră semnificația acestor examene? Știm că începând din luna martie, probabil peste tot în lume, nu cred că doar pe noi ne-a luat prin surprindere pandemia, ci probabil și din punct de vedere al învățământului, peste tot în lume lucrurile nu s-au desfășurat perfect și impecabil, dar nu prea s-a predat în ultimele luni și cred că nu prea s-a evaluat în școală în ultimele luni. Prin urmare, aceste examene care s-au dat online, cum le evaluați? Cum le vedeți? Bun, haideți să luăm lucrurile pe bucate, să le luăm sistematic. În primul rând, predarea online. Nu e un secret pentru nimeni și nu spunem aici nimic nou când spunem că predarea față în față întotdeauna este mai bună decât predarea online. Acum, sigur, față în față cu un profesor slab care intră la oră cu 40 de minute întârziere e mai proastă decât predarea online cu un profesor de calitate care știe să-și inspire elevii. Deci trebuie să comparăm ceea ce este comparabil. Acum, cum spuneam, să o luăm sistematic. Unul la mână. În 2011, legea educației pe care am dat-o în mandatul meu, în 2011, 9 ani s-au scurs de atunci, prevede un lucru foarte simplu. Ministerul trebuia să facă biblioteca școlară virtuală. Ce era biblioteca școlară virtuală? O colecție de toate lecțiile, de la clasa 1 până la clasa 12, predate de cei mai buni profesori, folosind cele mai bune metode de predare, astfel încât orice copil din România să aibă acces gratuit, online, la cele mai bune lecții predate, eventual și cu un suport, rezolvare de probleme și așa mai departe. Această bibliotecă online era prevăzută și pentru cadrele didactice, care poate unele nu erau la nivelul celor mai buni și era un model de predare pentru anumite lecții. Din păcate, doamna Secoșa, nu s-a făcut nimic din 2011. Acum, nu mai sunt implicat în politică și nu vreau, cred că este în afara interesului acestei emisiuni să vorbim despre politică, dar oamenii trebuie să știe un lucru simplu. Când votezi oameni deștepți, ai parte de lucruri deștepte. Când votezi proști, când votezi mafioți, când votezi plagiatori, nu poți să ai parte de lucruri bune. Acum, vă dați seama cât de trist este pentru mine la nivel personal să știu că în 2011 am introdus în lege o chestiune care astăzi ar fi fost fantastic de utilă. Dacă am fi făcut-o din 2011, astăzi ar fi fost foarte bine rodată, profesorii erau obișnuiți, elevii erau obișnuiți și acest lucru nu ne-ar fi prins în offside. Deci, prima parte a răspunsului meu este una foarte personală, care poate interesează, poate nu interesează, dar vă dați seama... nu trăiesc o dramă, dar trăiesc o foarte mare neîmplinire să știu că ceea ce am lăsat în urmă, pregătisem absolut tot, nu a fost făcut timp de 9 ani. Pentru că la putere au venit niște oameni care n-au știut ceea ce trebuie făcut și probabil nu s-au înțeles acolo niște informaticieni la șpăgi cu politicienii zilei. Asta referitor la predarea online. Acum, sigur că profesorii care s-au trezit, soția mea este franțuzoaică, copiii mei au trăit toată viața lor în Germania, unde și mama lor trăiește și unde, de fapt, am reședința din 1988 încoace. Să știți că fiul meu în clasa 4, fiica mea în clasa 11 și ei au fost prinși în offside.
Și nu cred că au fost, nu cred că au putut atât de repede să facă lucruri mult deosebite de ceea ce am făcut noi. Deci aici, unu, da, toată lumea a fost prinsă în offside. Din păcate, nu s-a făcut nimic în 2011 până acum referitor la acea bibliotecă școlară virtuală care trebuia să fie suportul de care avem atâta nevoie. Trei la mână. Și în această improvizație care a fost perioada din martie până la sfârșitul anului școlar, au fost profesori care au făcut lucrurile mai bine, alții care le-au făcut mai prost. Și aici, cred că ministerul poate interveni și vă spun pragmatic cum. Dacă aș fi fost în funcție, aș fi făcut următoarea chestiune zilnic, la ora 16 sau la ora 17, videoconferință, toți directorii din județ cu inspectorul școlar general, care să-mi raporteze în fiecare școală câți profesori și-au obținut orele online, câți elevi au fost prezenți, toate aceste chestiuni. O oră mai târziu, cu totul centralizat, videoconferință între ministru și inspectorii școlari generali. Zi de zi, dacă ai fi avut această linie de comandă, această verticală a puterii de la ministru, la inspector școlar general, la director de școală, sigur că asta ar fi mobilizat cadrele didactice mult mai bine. Poate nu toți au platforme disponibile. Atunci, iată, facem un grup pe WhatsApp, trimitem teme de casă, cum a făcut, de exemplu, profesorul de matematică la școală la fiică mea. Da? Le trimitea pe WhatsApp temele, făceau, se descurcau, găseau soluții ad hoc până când încetul cu încetul tot sistemul se punea la punct. Deci, iată a doua coordonată. Prima coordonată fiind aceea faptului că nu s-a făcut nimic în 2011 de când trebuia să se facă acest lucru. A doua coordonată fiind că în această perioadă de improvizație, pentru că asta a fost și n-o spun pejorativ față de minister, pentru că așa s-a lucrat, eu cred că mai multă disciplină, mai multă rigoare putea să ducă la o predare mult mai, cum să spun, mai structurată. Se pune problema acum a accesului, pentru că se spune că nu toți copiii au tablete, nu toți copiii au acces, da, așa este adevărat, faptul că nu toți copiii au nu înseamnă că nu trebuie să facem pentru cei care au și să vedem exact ce putem face pentru cei care au nevoie, pentru că nu au resurse materiale. Și aici vă dau câteva cifre. Dumneavoastră știați că anual 125 de posturi din sistemul de învățământ sunt ocupate de lideri de sindicat care nu merg la ore, deci sunt degrevați de ore, dar își primesc salariu. Deci anual 8 milioane de lei sunt suma de 8 milioane de lei e cheltuită pentru plata salariilor unor sindicaliști care nu-și fac orele. Care nu predau la clasă. Nu predau, ei nu merg la clasă. Au post la școala cutare, nu merg la clasă, sunt degrevați de ore, nu efectuează practicole, dar își primesc salariu. Salariu de lider de sindicat, salariu de profesor, salariu de nu știu ce, ajung la 200 și ceva de mii de lei pe an venituri. Ei, 10 ani de zile, ori 8 milioane de lei pe an, dacă mă raportez doar din 2010 încoace, ajungem la 80 de milioane de lei, le cumper tablete tuturor copiilor care n-au. Deci, ceea ce este de reținut, nu mai vreau să aud români care spun că nu sunt bani. Oameni buni, sunt bani gârlă. Sunt bani gârlă, dar îi dăm 1% din salariile profesorilor, 20 de milioane de euro anual, direct la sindicat. 8 milioane de lei anual, posturi degrevate ale sindicaliștilor. Acum, eu v-am spus doar de sindicate, dar sunt câte și mai câte găuri negre în învățământ, unde se duc bani, așa, robine de bani, fără nicio utilitate pentru copii. Proiectele POSDRU din fonduri europene, 3 miliarde de euro, unde sunt? Nu s-a făcut nimic, s-au făcut formări pe hârtie, majoritar. Deci, vedeți dumneavoastră, soluții există, bani sunt, doar că trebuie să avem curajul să aplicăm soluțiile reale și nu soluțiile care servesc o anumită clientelă. Al patrulea palier pe care l-ați menționat, examenele. Evaluarea națională și bacalaureatul s-au dat la clasă, s-au dat normal, nu s-au dat online, ele s-au dat în mod așa cum se dau în fiecare an, sigur, în niște condiții cu mască, puțin, hai să spunem așa, puțin mai stresante. Ce am de spus despre aceste examene naționale? Primul lucru și cel mai important este că
nu știu dacă țineți minte, dar în 2011 eu am introdus camere de luat vederi la bacalaureat, am curățat. A fost o mare discuție pe tema asta atunci. N-au fost dispute, oamenii onești, toți au fost de acord, au fost mafioși. Pe tema asta, multe dintre ele susținând, cei care au învățat și care vroiau să iau un examen corect, au aplaudat această decizie, ceilalți cel mai probabil că nu. Ceilalți, sigur că nu, și vă spun și de ce. Faptul că mulți copii au picat bacul, cei care nu-l meritau, acest fapt a dus la falimentul fabricilor de diplome. Universitățile private din România, eu le-am preluat cu 570.000 de studenți și le-am lăsat cu 70.000 de studenți. Asta înseamnă o pierdere de aproape 400 de milioane de euro anual pentru acești oameni. Eu vă dați seama că ce bani au băgat în televiziune să facă scandal, e limpede înțeles. Revenind la oile noastre, revenind la examene. Deci, în primul rând, am fost foarte plăcut impresionat de faptul că tineri, iată, este această tânără domnișoară, ca să nu-i zic fată, Antonia Pup, care era șefa elevilor din Timișoara, ea avea 9 ani când eu mă luptam cu mafioții și am curățat bacalaureatul. Iar astăzi ea apăra, cu tot entuziasmul ei tineresc, apăra organizarea unui bacalaureat corect. Păi vă dați seama că m-am simțit fantastic. Zic, uite băi, zic, o fată care avea 9 ani atunci duce mai departe această luptă. E un lucru fabulos și eu cred că este un semnal că măcar puțin societatea s-a schimbat. Iar asta cred că este, nu vreau acum să spun că grație mie, dar cred că am pus o pietricică la acest edificiu al schimbării de mentalitate și mă bucur. Deci e de reținut acest aspect, că tinerii s-au luptat pentru un bacalaureat corect. Acum, examenele propriu-zise au fost foarte ușoare și este de speriat, dacă vă uitați la examenul de matematică de clasa 8-a, veți vedea că până la nota 5, un elev de clasa 4-a trebuie să știe să facă acest lucru. Faptul că 50% din copiii din mediul rural n-au luat nota 5 la examenul de mate de clasa 8-a, având în vedere subiecte atât de simple, asta este un cataclism educațional. Și unde este, de fapt, marea mizerie? Și unde este supărarea mea? Din 2012, copiii dau testări la clasa a doua și testări la clasa a șasea. Nu știu dacă aveți copii, dar dacă aveți copii, au trecut prin aceste testări. De ce am introdus, că tot eu am introdus testările astea, de ce am introdus testări la clasa a doua? Pentru că la clasa a doua copilul mai are 2 ani cu învățătoarea. Tu deja poți să vezi vulnerabilitățile și știi ce ai de făcut ca să faci învățare remedială. La clasa a șasea la fel. Deci acești copii care au dat examenul de clasa a opta, în 2018 au dat examen, au dat, nu examen, au dat evaluare la clasa a șasea și în 2014 au dat evaluare la clasa a doua. Noi știam în ce situație se află și nu s-a făcut nimic. Nimic. Vă dați seama cât sunt de revoltat, știind că lege scrie limpede, că fiecare învățătoare care după clasa a doua trebuie să facă un plan de învățare remedială, trebuie să discute cu părinții, trebuie să acorde timp, curriculumul trebuie gândit în asemenea mod. Deci, iată că aceste soluții care erau preconizate, dar din păcate nu s-au aplicat și nu s-au aplicat acum, nu s-au aplicat pentru că cei care au condus ministerul nu s-au ocupat de treaba asta. Au făcut ca aceste examene să reprezinte oglinda realității, dar această realitate să nu fie deloc plăcută. Deci, rețineți că examenele au fost foarte ușoare. Mm-hmm. Un alt lucru care trebuie reținut despre aceste examene este că, în realitate, ele sunt o mascaradă. Și o să vă spun de ce. Sunteți psiholog, știți mai bine decât mine aceste lucruri. Predare fără evaluare este vax albina. Am trecut cu toții prin școală. Noi la clasa 8-a dădeam examen din mate și română. Păi intra 8-a, nu mai învăța nimeni nici biologie, nu mai învăța nimeni nici chimie, nu mai învăța nimeni decât mate și română. Evident că atunci când tu evaluezi anumite materii, se va produce un curriculum paralel, copiii vor învăța ceea ce se evaluează la examen. E limpede lucrul ăsta, așa e peste tot în lume, nu doar în România. Deci predarea a 10-12 materii și evaluarea a 2 sau 3 materii e o prostie. Și să nu spune cineva că e altfel, că
asta e la mintea cocoșului. Ei, tot în legea din 2011, și îmi pare atât de rău că sunt plicticos și nu vă spun decât același lucru, două oameni buni, în 2011 am băgat asta în lege. Tot în legea din 2011 se spune foarte clar că trebuia schimbat modul în care se dă bacalaureatul, să fie evaluate toate materiile transdisciplinar, dar să spui acest lucru copiilor când intră în clasa a noua. Tu nu poți să iei copiii și să le spui la începutul clasei a 12 că v-am schimbat modul de organizare a bacului. Nu! De aceea, legea din 2011 spunea foarte clar, bacalaureatul pe stil nou va fi dat de copiii care încep clasa a noua în 2013. Cei care începeau clasa a doua la 2 ani după intrarea în vigoare a legii, când terminau a 12-a, dădeau bacul pe noul model. Deci din noi, din 2017, trebuia să avem bacalaureat în care evaluam tot ceea ce s-a învățat. Deci, iată de ce eu spun că aceste examene sunt o mascaradă, pentru că evaluează o mică părticică din ceea ce s-a predat copiilor. Cred că am acoperit în ansamblu, adică sper că am acoperit în ansamblu întrebarea dumneavoastră, dar ca o concluzie așa, dacă spectatorii s-au plictisit, 1. Nu a fost pregătiți pentru un online de calitate, pentru că din 2011 până astăzi, cu toate că legea prevedea, nu s-a făcut nimic la crearea acelei platforme online care trebuia făcută. În partea de improvizație care s-a făcut din martie până acum, trebuia și va trebui din septembrie mult mai multă rigoare pe verticala de putere a ministerului pe care trebuie să-și o exerce, de la ministru la inspector școlar general, la director de școală, să verifice la milimetru ce se face în clasă. Referitor la examenele naționale, o notă maximă ministerului pentru modul în care a organizat. În același timp, trebuie să recunoaștem că examenul a fost ridicol de ușoare. Au arătat o poză neplăcută a învățământului, mai ales din mediul rural, pentru că 50% din copii nu au luat 5 la mate în contextul unor examene foarte ușoare. Examenele naționale, bacalaureatul și evaluarea națională sunt o mascaradă pentru că nu evaluează decât o mică parte din ceea ce copiii învață. Spus sintetic, asta este esența. Și cu această concluzie și cu gândul meu care a rămas la biblioteca virtuală, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva momente. Rămâneți alături de noi! Bine ați venit la Dove Flowers! Mă bucur să am așa o oportunitate să vă prezint visul meu care a devenit realitate. De mic copil, împreună cu mama mea, emoțiile ne pădesc când vine vorba de flori, pentru că ea a fost care a pus bazele acestei minunate afaceri. Atunci când cuvintele nu reușesc să transmită cele mai sincere gânduri ale tale, lasă florile să vorbească pentru tine. De mai bine de 25 de ani în viața floriștilor, am adunat multă experiență, am organizat multe evenimente, am creat mii de buchete și aranjamente florale personalizate. Am învățat că fără pasiune în ceea ce faci, nu poți ajunge să-ți îndeplinești visul și niciodată să nu încetăm să visăm și să creăm. De multe ori, poate că cuvintele noastre sunt prea sărăcăcioase și nu știm ce să spunem unei persoane de lângă noi, dar niciodată nu vei da greș oferindu-i un buchet de flori, iar noi vă putem ajuta. Serviciile noastre includ decorațiuni florale pentru orice eveniment, de la întâlnirile intime până la cele mai elaborate nunți. Aranjamentele noastre florale vor da contur stilului tău, realizând aranjamente florale și buchete care vor confirma în fața invitațiilor tăi rafinamentul tău. Dar n-ai canalizare? Feco.ro. Acum poți comanda propriul sistem de epurare cu livrare gratuită la tine acasă. Fose septice, tricamerale sau stații de epurare proprii pe Feco.ro. Feco.ro. Specialiști în sisteme de tratare și epurare a apei. Alătură-te celui mai spectaculos tur al Deltei Dunării oferit de Carpathia Tour începând cu luna martie 2020. Vasul de croazieră Carpathia te va purta în cele mai frumoase zone ale Deltei,
și ca experiența să fie completă, vom petrece 4 nopți pe hotelul plutitor Carpatia de 3 stele. Descoperă orașul Sulina, locul unde Dunărea se întâlnește cu marea și hai să ne bucurăm de cele mai frumoase apusuri de soare de pe terasa hotelului plutitor Carpatia, Sfântul Constantin. Prețul include transport București-Tulcea și retur, 4 nopți de cazare cu demi-pensiune, gustare pe vasul de croazieră, ghid profesionist. Periplu prin salba de lacuri din delta Dunării, Tulcea, Mila 23, Crișan, Sulina, croazieră Sulina, Dunărea Veche, Mila 8,5, Boda Proste, lacul Ligheanca, Trei Iezere, Crișan, Canal Sulina, Tulcea. Excursie la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Program pentru seniori oferit de Carpatia Tour. Descoperă ținuturile meșterului Manole, unde natura, istoria și credința au plăsmuit legendele neamului românesc. Petrece 4 nopți de neuitat în Carpatia Resort de 4 Margarete și descoperă rezervația naturală Valea Vâlsanului și Salina Târgu Ocna. Tariful include transport cu autocarul București-Brădetu și retur, 4 nopți de cazare cu demipensiune, ghid profesionist și transport cu autocarul pentru vizitele cuprinse în program. Program pentru seniori oferit de Carpatia Tour. Am revenit. Alături de noi în această seară se află domnul Daniel Funeriu. Domnule Funeriu, am în fața mea un scurt fragment dintr-un raport al Asociației Psihiatrice Americane care susține în Statele Unite CDC în ideea redeschiderii școlilor, dar spune așa: doar în comunitățile care sunt sigure din punct de vedere al transmiterii virusului, în toate celelalte comunități în care epidemiologii, spre exemplu, spun că rata de infectare este foarte mare, ar trebui să nu se deschidă școlile. Așadar, discuția la noi este despre acea descentralizare, da sau nu, sunt scenarii roșii, galbene, de mai multe culori. Cum ar trebui să se întâmple, câte vreme vorbim totuși de o pandemie și de un risc foarte mare, nu doar pentru copii, copiii înțelegând că prezintă simptome ușoare chiar dacă se îmbolnăvesc, dar avem profesori, avem profesori vulnerabili, avem profesori cu comorbidități, avem părinți, o întreagă comunitate, practic, până la urmă se ocupă de creșterea și educarea unui copil. Cum vedeți aceste aspecte? Bun. În primul rând, permiteți-mi... Trebuie să fac două disclaimere, așa. Primul disclaimer este acela că eu sunt, hai să nu spun expert, eu mă pricep la gestionarea marilor sisteme. Cred că dacă ne uităm la chestiunile de gestiune de micromanagement pe care le face un director de școală, pe care le fac profesorii la clasă și care este munca esențială pentru învățământ, aici nu este specialitatea mea și nu aș vrea să parcă dau eu lecții celor care sunt zi de zi la clasă cu copii și care fac o muncă remarcabilă. Adică nu pot eu dintr-un birou să dau lecții celor care sunt la clasă. Deci ceea ce spun eu aș vrea să se citească în această cheie a unei oarecare modestii față de munca pe care o fac profesorii. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun și vreau să fiu clar înțeleși: risc zero nu există. Risc zero nu există nici în această pandemie, nici, Doamne ferește, îți trimis copilul la școală, Doamne ferește, lovește mașina, se întâmplă ceva. Deci risc zero nu există. Așadar, ceea ce trebuie, întrebările pe care trebuie să ne le punem noi este, unu, cum minimizăm riscul și, doi, cum maximizăm oportunitățile educaționale. Nu trebuie să vizăm risc zero pentru că el nu există. Și atunci, cu aceste două direcții în minte, minimizarea riscului și maximizarea oportunităților educaționale, eu cred că este înțelept și am militat pentru acest lucru, este înțelept ca ministerul să dea o serie de repere, posibilități, iar decizia să fie la nivelul fiecărei școli. Și să vă spun foarte simplu, nu poți să închizi, ce rost are să închizi o școală în Maramureș dacă tu ai focar în Prahova? Ce rost are să închizi, nu știu, peciul nou dacă tu ai focar la circumvalațiuni? Deci, decizia la nivel local, dar pe niște scenarii rigide gândite la nivel central,
cred că este o decizie înțeleaptă. Și aici nu trebuie să fii mare geniu să îți dai seama că în majoritatea domeniilor trebuie să gândești global, dar să acționezi local. Asta mi se pare o decizie foarte, foarte bună. Acum, la nivel micro, sigur că, vedeți dumneavoastră, e foarte important. Uitați-vă pe datele referitoare la cum s-a dus acest virus. Veți vedea că țările reputat mai disciplinate au o rată de infecție mai mică. Uitați-vă, Germania s-a descurcat bine, Elveția s-a descurcat bine. Și aici trebuie să ne gândim puțin mai în profunzime și să revenim la ce am spus inițial, discernământ, să învățăm pe copii să discearnă între fake news și vești și știri adevărate. Eu aș insista foarte mult ca profesorii să spună la clasă, aproape la fiecare oră, despre existența acestui virus, despre existența acestui pericol și altor pericole, pentru că nu e singura boală care poate să fie foarte, foarte gravă. Și aș insista foarte mult pe regulile de igienă. Eu țin minte, o să țin minte toată viața pe învățătoarea Șăre Grozale de la Generala 18, care fiecare dimineață ne verifica unghiile tăiate, gulerul la cămașă curat, spălați pe dinți și mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi am dinții cum trebuie și totul pentru că doamna învățătoare ne-a făcut acest lucru. Deci, cred că această muncă trebuie făcută cu copiii. Mai este un foarte mare pericol care ne paște. Toți dezaxații antivacciniști care fac un rău uriaș societății prin aceste chestiuni. Uităm, incredibil, e de-a dreptul incredibil, uităm că vaccinurile au salvat sute de milioane de oameni de la moarte. Adică, știți cum e, trebuie spus părinților, vaccinați-vă doar copiii pe care îi vreți în viață. Deci toate aceste chestiuni eu cred că trebuie să începem la modul foarte serios să introducem aceste lucruri în școală foarte devreme, pentru că elevii de azi sunt părinții de mâine. Deci cam astea ar fi reperele. Da, e o decizie corectă ca pe baza unor scenarii la nivel național să se ia decizia la nivel local. Trebuie să fim conștienți că risc zero nu există. Sigur că profesorii care sunt cu un grad de risc mai mare trebuie măsuri suplimentare. Aș spune că școala a început pentru copiii mei. Ei au mers la școală în ultimele două luni în Germania și fiica mea la liceu în clasa 11-a și fiul meu clasa 4-a. Nu a fost nicio problemă particulară, dar să vă dau tot așa un exemplu foarte concret. În familia mea cineva a fost contaminat. Soția mea a intrat în contact cu persoana respectivă cu două zile înainte ca persoana respectivă să știe că este contaminată. Iar când persoana a fost contaminată, automat copiii mei nu au mers la școală două săptămâni, soția a rămas acasă două săptămâni, s-au făcut toate testele, din fericire nu au fost contaminați. Dar rapiditatea cu care se iau măsuri, claritatea cu care se iau măsuri în momentul în care știi că există un risc. Deci, soția mea și copiii au fost persoane cu risc la un moment dat, s-au făcut teste, chiar dacă au fost negativi, două săptămâni au rămas în casă, mulțumesc lui Dumnezeu, totul a fost în și regulă. Și nu s-a închis toată clasa, întreaga școală? Nu, au rămas copiii au rămas acasă, clasa a mers în continuare, dar sigur că aici intervine și responsabilitatea, pentru că în secunda în care soția mea a aflat despre aceste lucruri, imediat a telefonat, imediat, sigur că dacă încep să ascunzi, să spui cum a fost tipul ăla care înțeleg că s-a dus cu nu știu cine în Israel, polițistul ăla, s-a dus în Israel și nu voia să afle nevasta că el a fost în Israel. Păi acum, nu putea spune asta, nu-i așa? Da. Da. Școala, pe de altă parte, joacă un rol esențial și în dezvoltarea sănătății mentale a copiilor și știm bine că cel puțin aceste momente, copilăria mică, adolescența, pe de altă parte, joacă un rol esențial în dezvoltarea unui adult sănătos pe termen lung. Izolarea a produs tot felul de probleme din punctul acesta de vedere, probleme emoționale, să nu uităm pe copiii care vin deja cu dizabilități fizice, psihice, cu dificultăți de învățare, copiii despre care puțin ați discutat și dumneavoastră, cei care provin din medii defavorizate.
se apreciază cel puțin în domeniul meu de activitate că la un moment dat, sigur, prin vaccin sau imunizare vom depăși și această criză medicală. La un moment dat, economia își va reveni așa cum a făcut-o și după alte crize. Sigur, e foarte probabil să dureze ani de zile, dar se va întâmpla asta. Efectele unei crize medicale din punct de vedere al sănătății mentale le putem cuantifica și măsura peste mulți ani de acum încolo, poate peste 10 ani, peste 15 ani. În cazul în care se va pune problema din nou a unei izolări, cum s-a întâmplat în România, timp de luni de zile copiii n-au avut acces la școală, nu s-au întâlnit cu alți copii. Bine, a fost perioada cea mai vulnerabilă în care oamenii nu știau cum va veni, când va veni, ce puțin în România virusul, cum ne vom comporta atunci când, Doamne ferește, ne vom îmbolnăvi. Dar în cazul în care se va întâmpla din nou, mă întrebam dacă vă gândiți la aceste aspecte care țin de sănătatea mentală, poate nu știu, în alte țări europene s-au luat măsuri și din acest punct de vedere, pentru că școala pentru foarte mulți copii reprezintă o pârghie către normalitate, către socializare, către comunicare și au nevoie de asta. Întrebarea mi se pare fundamentală, foarte relevantă. Aș vrea să pot să vă dau niște răspunsuri foarte clare și să vă dau elemente de noutate. Nu este specialitatea mea. Pot să vă spun că chiar în România, mi se pare că Mircea Miclea a pus gratuit la dispoziție platforma, are el o platformă la firma lui, mi se pare, Cognitrom. Nu sunt chiar sigur că astea sunt datele, dar am citit în presă că Mircea Miclea, așa cum ne-a obișnuit întotdeauna, face lucruri extraordinare, a pus la dispoziție această platformă de evaluare. Mai departe, în ceea ce privește, nu știu, hai nu zic terapie, dar în ceea ce privește sprijinul celor care au probleme, nu pot să mă pronunț pentru că nu știu. Vă spun însă cu certitudine că în Republica Moldova, aici unde lucrez, ne-am ocupat de acest lucru și s-a pus la dispoziția tuturor profesorilor, copiilor, atât cât s-a putut, elemente de sprijin psihologic. Și Republica Moldova și România se confruntă cu o situație similară, și anume sunt mulți copii pentru care părinții sunt doar prin video, pentru că sunt la muncă în străinătate. Sigur că poate la țară copiii sunt mai puțin afectați decât la oraș, dar da, este o problemă importantă, nu este domeniul meu de specialitate, nu pot să vă dau nici soluții, nici să dau repere, dar într-adevăr se vor vedea peste ani de zile efectele, dar efectele sunt la nivelul întregii societăți. E limpede că în această criză descoperim noi moduri de a face anumite lucruri. Unele dintre aceste moduri se vor pereniza, vor rămâne cu noi chiar după ce criza va fi depășită. În momentul de față se pare că va trebui să trăim cu acest virus și nu vom putea eradica. Să vedem acum ce se va întâmpla când vom avea un vaccin, cât va fi eficient vaccinul, ce tratamente vor fi. Eu fiind biochimist pot să vă spun că am dubii că se va găsi un vaccin care să protejeze pe viață, pentru că este un coronavirus și la virusurile cu are un mesager, cum este cazul coronavirusului, este greu de găsit un vaccin care să te imunizeze pe viață, dar cel puțin, măcar dacă vom avea ceva ca pentru virusul gripal, să ne protejeze sezonier, deja ar fi un pas înainte. Deci cam astea sunt reperele, aș vrea să pot să vă spun mai mult, dar mie nu place să vorbesc într-un domeniu în care nu știu exact lucrurile și nu aș vrea să induc în eroare oameni. Din câte știu eu, și Ministerul Învățământului a pus la dispoziție o astfel de platformă de suport psihologic online și pentru cadrele didactice, dar și pentru copii. Ar fi interesant de văzut cine l-a accesat și cât l-au accesat și pe ce perioadă și în ce fel. Dar suntem totuși într-un moment unic în istoria noastră, așa cum o cunoaștem până acum, și poate un moment în care ar exista posibilitatea, și vă întreb pe dumneavoastră personal dacă considerați că ar fi util să fie introduse în curricula școlară, spre exemplu, programe de sănătate mentală. Din câte știu eu, în Statele Unite, inclusiv în școala primară, există cursuri, spre exemplu, de inteligență emoțională. La asta mă refer când spun programe de sănătate mentală, adică acele cursuri, training-uri, nu știu sub ce formă ar trebui organizate, dar în care copiii să învețe despre emoții, spre exemplu, despre gestiunea lor, despre aspecte care țin de igiena mentală. Există aceste direcții de dezvoltare în Statele Unite, nu aș să vă dau detalii legate de în care state și în ce fel se organizează practic,
Însă este un moment care din nou ridică această problemă a grijii și din acest punct de vedere, nu doar a sănătății globale, ci și a sănătății mentale. Vedeți Bun, asta ca o posibilitate? Dacă americanii au făcut asta, nu le-a reușit foarte bine, pentru că având în vedere violența juvenilă, având în vedere, nu aș lua neapărat pe tinerii americani sau pe tinerii finlandezi sau pe tinerii din altă țară ca reper, pentru că fiecare, adică știți cum e, nu pentru că există un Zuckerberg sau un Bill Gates, asta nu ne spune mare lucru, vârfurile unei țări nu spun mare lucru despre marea masă a oamenilor din acea țară. Deci aici, referitor la curriculum, eu cred că curriculum trebuie făcut de experți. Nu mi-am dat cu părerea despre curriculum nici când eram ministru al educației, pentru că ministrul educației este un gestionar al sistemului și știți cum e, eu sunt chimist, acum hai, gata, ministrul educației e chimist, hai să facem 10 ore de chimie pe săptămână, că vin eu să vă explic de ce chimie e genială și platina mai puțin, să zicem, ceea ce de fapt nu e adevărat. Dar discuțiile acestea despre ce ar trebui pus în curriculumul copiilor sunt discuții din care eu vreau să mă extrag întotdeauna, vreau să fac să prevaleze bunul simț. Bunul simț îmi spune o chestie, cum să spun eu, simplă ca bună ziua. Învață-i, frate, pe copii până la finalul clasei a patra să citească, să socotească, dă-le câteva repere comportamentale. Sigur, în cadrul acestor repere, reperele comportamentale copiilor nu sunt aceleași în 1970 și în 1980 când am terminat eu clasa, nu, stați când am terminat, 80 am terminat clasa a patra. Deci nu sunt aceleași reperele copiilor, nu sunt aceleași în 1980 ca în 2020, lucrurile trebuie să schimbe încetul cu încetul, dar nici nu aș intra pe acest teren în care să încărcăm curriculumul copiilor cu tot felul de chestii care sunt, la modă. Și o ultimă întrebare, domnule Funeriu, profit de întâlnirea cu dumneavoastră astăzi pentru a vă cere o recomandare. Am un copil la început de carieră școlară, ca să spun așa, intră în clasa 0 datorită dumneavoastră anul acesta. Pentru vă strâng de gât, Nu mai spuneți clasa 0, spuneți clasa pregătitoare. Nu-i creați această idee că el intră în clasa, o ia, fetiță, băiat, nu știu ce aveți, dacă intră în clasa, nu, clasa pregătitoare. Și eu am insistat asupra acestui element. Le-a spus tuturor inspectorilor, mai bun, vă dau afară dacă vă aud că spuneți clasă 0. E clasă pregătitoare. Copiii este acel an în care copiii vor avea o trecere bună, emoțional plăcută, de la joacă, la grădiniță, la învățare, în clasa 1 și așa mai departe. Dar vă rog să mă scuzați că am intrat. O trecere esențială în clasa pregătitoare. Pentru ce îl pregătesc, domnule ministru? Pentru școala românească sau pentru o școală din străinătate? Sigur, de vreme, dar pentru ce să-i pregătim? Am să vă spun din experiență proprie. Părinții caută o școală bună pentru copiii lor. Asta e o greșeală fundamentală. Nu trebuie... Când ai un copil care începe clasa pregătitoare, nu trebuie căutată o școală bună, trebuie căutat un învățător bun. Pentru că universul copiilor în clasele primare este aproape exclusiv universul clasei în care el se află. Eu am avut noroc de o învățătoare fantastică, care mi-a fost, aș spune, a doua mamă, dar din păcate mi-am pierdut mama când aveam 5 ani, deci mi-a fost practic mamă în același timp. Mi-a dat Shirley Grozalia, mi-a deschis ochii, mi-a dat 90% din ceea ce am reușit să fac pe parcursul vieții mele. Deci vedeți dumneavoastră, oamenii vor, părinții fac o greșeală fundamentală, vor un sistem de educație perfect, vor o școală perfectă. Nu există sistem de educație perfect sau școală perfectă, există un învățător bun. Deci, în primul rând, la clasele primare să ne focalizăm pe învățător sau învățătoare. Să ne focalizăm pe deschiderea copilului spre învățare, să-i dăm fundamentele comportamentale, fundamentele cunoștințelor pe care el să le aibă. După aceea, la gimnaziu, sigur că lucrurile încep să se schimbe. Și aici deja copilul se deschide mai mult, școala devine importantă, alte lucruri încep să devină tot mai importante. Iar la liceu, aici deja gluma se îngroașă, pentru că
Probabil cel mai bun prieten pe care aveți sunt prietenii noastre de liceu, pe care i-ați făcut în liceu. Deci în liceu încep să se țeasă acele relații sociale și sigur că este important ca un copil să fie într-un liceu în care se află cu alți tineri cu care împărtășește același set de valori. Referitor la universități, eu am spus foarte dur că sunt două ieșiri din situația proastă a universităților românești, Nădlac și Otopeni. Deci, am spus că universitățile românești nu sunt o oportunitate pentru copiii noștri, ci sunt un handicap pentru copiii noștri. Poate sunt puțin duri. Îmi este foarte limpede că în ultima vreme anumite universități, printre care și Universitatea de Vest din Timișoara, au făcut progrese semnificative. Deci ar fi incorrect din partea mea să nu spun aceste lucruri. Dar eu cred că dacă există posibilitatea materială, eu intend pe toți copiii României care au posibilitatea materială să plece la studii în străinătate. Lumea spune, domnule, cum e posibil ca un ministru al educației să spună acest lucru? Da, îl spun pentru că unul dintre cele mai de succes programele Uniunii Europene este programul Erasmus, prin care tinerii fac ani de studii în alte țări, pleacă și văd. Problema noastră nu este că tinerii pleacă la studii în străinătate, problema este că politicienii veroși nu fac nimic ca ei să se întoarcă. Deci, cum vă spuneam, familia mea trăiește în Germania, copiii mei, cel puțin fiica mea vrea să meargă la universitate. Ne-am gândit, am scris asta pe Facebook iarăși, am creat vâlva, am spus că mă gândeam inițial să meargă fiica mea la una dintre marile universități americane, dar împreună cu noi am renunțat la această idee pentru că, din punctul meu de vedere, în ultima vreme universitățile americane s-au ideologizat mult prea mult, s-a mers mult prea departe în această nebunie a corectitudinii politice, această ideologizare a gândirii pe care noi am cunoscut-o în comunism și pe care o rejectăm. Deci fiica mea cel mai probabil va merge la universitate în Germania. Ea a făcut toată școlaritatea în Germania. Dacă ar fi făcut-o în România, cred că tot înspre Germania sau Olanda ne-am fi orientat. Dar să sintetizez, pentru clasele mici, atenție cine este învățătoarea sau învățătorul. Pentru gimnaziu deja să vedem mediul care există în acea școală, să vedem copiii să aibă profesori de calitate, să aibă profesori care învață reperele în viață. La liceu deja acolo se intră pe examen, trebuie să-ți alegi puțin și zona în care vrei să mergi, mai mult umanioare, mai mult real. Iar la universitate recomand cu toată căldura o universitate din străinătate, motiv pentru care mi se pare important ca un copil să învețe franceză, germană, engleză, limbile de circulație internațională. Și pentru cei care intră în clasa pregătitoare acum, nu aș scoate din calcul Asia. Secolul în care ne aflăm e secolul asiatic. Japonia, Coreea, Singapore, chiar China. Nu ne place să spunem lucrul ăsta pentru că vedem cum se dezvoltă China. Dar China este o cultură milenară până la urmă și nu trebuie scoasă din calcul. Eu am trăit 5 ani în Japonia și cred că tinerii care încep acum școlaritatea nu trebuie deloc să ignore sau să ia în calcul un viitor mai apropiat de Asia. Voi păstra aceste recomandări cu mine pentru următorii ani, îmi voi aduce aminte, sper și de Asia peste 20 de ani când v-am spus. Eu să vă spun câteva cu unul la mână. Nu fiți stresată. Nu știu, ce aveți, băiețel sau fetiță? Poftim? Ce aveți, băiețel sau fetiță? Băiețel. Să vă trăiască. Nu fiți stresată. O să se descurce. O să vedeți. O să fie frumos. Știu că și soția mea era stresată când începeau copiii școala. Relaxați-vă. O să se descurce și ei cum ne descurca și noi. Absolut. Vă mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire. Vă doresc multă sănătate și putere de muncă. Mulțumesc. Să rămână. La revedere. Dragi telespectatori, alături de noi în această seară la o discuție extrem de interesantă a fost domnul Daniel Funeriu. Eu sunt Ica Secoșan, vă aștept săptămâna viitoare luni la ora 20 la Atelier de Psihologie. Până atunci, vă doresc o seară plăcută și o săptămână pe măsură!